Vă salut, dragi pescari! Iată că mult așteptata zi de 15 mai 2020 a sosit. Astfel că în dimineața zilei de 16 mai 2020, noi împreună cu probabil mii de alți pescari din toată țara, am plecat fuguța la pescuit. Balta pe care noi am ales-o pentru această partidă este deja binecunoscută pentru voi, balta Lazar din Alexandria, o baltă situată undeva la 80 de km de București. Este dotată cu căsuțe, cu căbănuțe și cu foarte mult pește, ceea ce pentru noi contează foarte mult. Pentru această partidă ne-am pescuit pe foișorul, la foișorul cu numărul 5. Este un foișor care, începând cu acest sezon, are o zonă de pescuit pentru 4 posturi. Sunt două pontoane, unul în stânga, unul în dreapta. Cel de stânga este ok pentru un post de pescuit, iar cel din dreapta pentru 3 posturi de pescuit. După cum puteți vedea și în imagini, am ales să plantăm cu navul modelul și să nădim cu boilesuri tari de 20 de mm Master Crab de la SZ Baits. Pe această cale vreau să-i mulțumesc și prietenului meu, Sorin Zaharia, pentru bilele de calitate. Mersi, Sorine! Așa cum vedeți și în imagini, am plantat cu navul modelul și am încercat să ducem monturile cât mai aproape de malul de vis-a-vis. În această partidă ne-am hotărât să pescuim doar cu 3 lansete pentru a avea cât mai multe șanse și pentru a nu avea foarte multe fire în apă. Dacă veți pescui și voi pe această zonă, pe foișorul cu numărul 5, trebuie să aveți foarte grijă că sunt destul de multe agățături dacă plantați și voi exact cum am plantat noi, foarte aproape de mal. Pentru că am pescuit cu strict plantat cu navul modelul, trăsăturile nu s-au lăsat prea mult așteptate, astfel că la scurt timp după aceste imagini pe care le vedeți în acest moment, am avut și primul run violent al partidei, care s-a soldat, ca să zic așa, cu o frumoasă salontă de Lazar. E pește? Da, da. L-ai lăsat cam mult după minutul. Bă, da, știam că nu am agățătură prea mare. La cum a plecat la suprafață. La cum a plecat, știi că urmăsesc asta în stânga, da? Da. Drill-ul cu această salontă a fost extrem de plăcut, nu ne-a pus foarte mari probleme și, bineînțeles, în cele din urmă am parcat-o frumos pe salteaua de primire.
în această perioadă a anului veți vedea că peștii, imediat după ce îi scoateți, sunt destul de răniți și este indicat să aveți la voi spray-ul dezinfectant pentru a trata atât cât se poate rănile acestora. Sunt foarte multe tipuri de astfel de spray-uri dezinfectante. Nu contează din punctul meu de vedere firma, important e să fie în trusa fiecărui pescar de crab care se respectă și care vrea ca și copiii lui să poată prinde pești la fel de frumoși. După o sesiune frumoasă, dar scurtă, de poze, bineînțeles că urmează și eliberarea în siguranță a peștișorului, care sperăm noi să ne viziteze și altă dată, doar că cu 4-5 kg mai mult. Aceea, du-te, dică.
cuvinte astea sunt adevărate. Da. Trei cuvinte și din... Ce că dacă nu ai caracter, trebuie să te lași cu el. Mamă. Poți să ai bani să-i cari cu roaba, dacă n-ai braț degeaba. Da. Bravo, tată. Auzi? Am ridicat mereu pălăria. Așa trebuie să faci în viață. Că nu e nimic cu tine, nu duci nimic pe lumea mea. Că și bogații și săraci, cine împătrâni? Spune, de la noi mai puțin, de la noi de mai mult. Ești cu ochii pe mine, de bună. Johnny, zi ceva pentru Johnny, la gente, prietenii noștri. Niciun tigru, niciun leu. Pescuim. Pe mine mă cheamă zmeu. Ma. Auzi, ce? De voia unul să mă frunte, am să-l fac mamă pachet, dacă are și mai talent. Mă, să dau șmecher cu clasă, dar eu am sânge de rasă. Eu por sângele lui tata, m-a supărat, chem brigada și chem fiarele din junglă. Pe toți ca să vă ucide, ca să aveți moarte urâtă. Ce să vă spun, frații mei, sunt înconjurat de lei. Vă simte că ai sânge dulce să are casă pe mănânce. Dar m-am născut cu sânge rece. Tu le faci acum pe loc, crimele astea? Eu pentru voi eu sunt un leu și îmi fac prea de acum vreau eu. Eu vă zic, sunt profesor și rămân leu până mor. Eu nu vreau vrăjeală multă, vă duc pe toți în junglă și acolo intrați în umbră și o să aveți moarte urâtă. Deci e originală, dar acum am făcut așa mai... Înțeleg că nu vreau să vă dea lăcrimiță. Ce faceți, mă, băieți? Mai prindeți noi pește? De ce? E prohibit. E prohibit, e? La plecare. Dorele, eu te simt, tu ești cam braconier așa. Cred că știi că are stilul ăsta așa. Are stilul ăsta de braconier. Tu ce râzi, mă, bătrâne? Crezi că ești diferit? La noapte, băgăm plășile. A venit ăștia în calcea și noi... Ce băgăm? A venit de Dorel, a venit ăștia și noi am văzut și eu. Cine? Ăștia de la... Au fost aici, da. A fost Bobonete? La weekend trecut cine a fost pe aici? Stai, mă, nu mă spiria, că scapă camera. Nu, mă, da. Păi spune cum vei, din ce poziție să... Hai să te prind așa ca lume, hai. Înțelegi? Mai de la distanță. La distanță? Păi de la distanță, mă, să te văd tot. Păi nu te vezi. Păi ce mă, ți-e frică? Păi nu te văd, mă, văd decât aici, gâtul. Du-te mai în spate. Să te focalizezi bine. Acum, hai. Păi saltă mă mai sus! Ca Cichician, hai! E bine acum, stai că nu mai am... Elan? Nu, nu mai... Adineauri aveam, eram în... Mă șterg un pic așa. Să vezi ce te încind acum, apucați! Ce-mi plac lumele mele, wow! Că m-am făcut de mult, mi s-a prins în doare. Da, trebuie. Păi făceam șpagatul, făceam de tot, vezi tumbe ce făceam. A? Am făcut un pic de burtă, m-am, știi, mai nu... Dacă vei bere, ce să-ți fac? E, nu beau, dar nu mai am făcut antrenament și nu mai... Mi-e să lucra naiba, că nu mai țin echilibru. Să vezi cum săream... Și contabilul a zis la fel? Săream pe mâini, poate. Arăta și el într-un fel odată. Acum, de la bere, pandemia asta l-a stricat. Contabilul. Nu știu cine e contabilul? Cine? Șeful. Uite ăsta, cu Rich Bank. Tu ești șeful lor? Cine e șeful? Eu sunt șeful la dușmanilor tăi, chef. Da? O, eu le crezi, chef. Zici ceva, ai în încheiere că m-am săturat de da, cameră. Nu mă uit. Doar cască. Așteptăm peștele acum, Marea Pescuială, cum zic ăștia. Cea mai periculoasă lovitură e aici. Înțelegi? Aici. Marea Pescuială. Le e aici, așa. La puțin timp după ce Sanduca ne-a încântat cu glumele lui din popor, a venit și superbul comun de 12 kg. După cum veți vedea pe imagine ce urmează, peștele a fost prins din dreapta pontonului prăbușit în apă de pe malul de vis-a-vis. Bineînțeles, bila câștigătoare a fost o bilă de 20 Monster Crab de la Suzu Baits.
trilul a fost unul extrem de extenuant, dar nu din cauza peștelui, ci mai degrabă din cauza faptului că, din păcate pentru el, venea târând și trăgând în spatele său două linii full cu doi plumbi. Am reușit să salvăm și peștele, am reușit să facem și un pic de curățenie pe acea zonă, scăpând poate alți pești de la a căra după ei firele lăsate în urma lor de alți pescari. La cât de greu venea acest pește, mi-am dat seama imediat de două lucruri. Fie este unul extrem de îmbrăcat, care probabil ar fi depășit borna celor 20 de kilograme, fie, așa cum v-am zis și mai devreme, trăgea după el alte fire sau bucăți de stuf sau alte agățături. În cele din urmă a fost a doua variantă, din păcate pentru noi, bineînțeles. Ar fi fost excepțional să prindem primul 20 plus al acestei partide, în special pentru că venim după o secetă de două luni de pauză de pescuit, dar și prin prisma faptului că ar fi fost primul pește care ar fi sărit de 20 de kilograme pe care noi am fi putut să-l prindem pe această minunată baltă. Când am realizat că mi-este destul de greu să scot peștele din apă,
din cauza firelor de care vă spuneam mai devreme, am apelat la ajutorul colegului meu Ionuț, pentru că, pe de-o parte, nu vroiam nici să rănesc peștere mai mult decât credeam eu că e din cauza firelor, dar nici nu vroiam să-l scap. Cu chiu cu vai am reușit să prindem acest frumos comun și, exact cum vă ziceam și mai devreme, să-l ajutăm să scape de povara firelor și a plumbilor care stăteau în cărcasa. Salutare! E nebuna câtuia! Un craft frumos! Comunda Alexandria! După această sesiune foto, bineînțeles, ca urmat și eliberarea în siguranță a peștișorului. Nu uitați să vă abonați la canal, pentru că imediat cum ajungem la 1000 de abonați, vom face și primul giveaway pentru voi, abonații noștri. Vor fi 3 premii, mai multe detalii veți vedea în descrierea acestui clip. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și de această dată. Nu uitați să vă abonați la canal, să lăsați un like și un comentariu și, bineînțeles, să visați în fiecare zi, așa cum o facem și noi, la Marea Captură. Până data viitoare, v-am pupat, fire întinse, toate cele bune. Pa, pa!